trece o săptămână fără ca angajații administrației domeniului public și privat Giurgiu, care se ocupă de îngrijirea cimitirelor din oraș, să nu găsească locuri de veci vandalizate pe timpul nopții. Principala atracție a hoților o reprezintă mai nou grilajele din fier forjat care împrejmuiesc locul de veci, plasurile din fier, dar și capacele instalate pe plăcile mormântului, care de regulă sunt accesorizate cu mai multe inele din inox. În ultima perioadă ne-am confruntat cu o serie de cazuri de furturi din cimitirul Smârda și din celelalte cimitire, în special grilajele din fier forjat care împrejmuiesc locurile de veci, inelele de la capacele care sunt amplasate pe cavourile subterane, pe plăcile care se amplasează pe terenurile de veci. Sunt recuperate o parte din prejudicii și anunțate familiile pentru a fi recuperate. Chiar au venit și și-au recuperat din pagubă. Odată furate, bunurile sunt valorificate la centrele de fier vechi. Șansele ca acestea să fie recuperate sunt minime. Numai anul trecut au fost înregistrate peste 80 de astfel de furturi. Chiar în urmă cu o săptămână în cimitirul Smârda, o patrulă de jandarmi a surprins doi indivizi în timp ce furau de pe un mormânt mai multe bucăți de grilaje. Cu o rangă și un baros, hoții au reușit să scoată imediat gardul din preajma unui loc de veci. Recomandăm familiilor care dețin locuri de veci și care de acum încolo doresc să-și împrejmuiască locurile, să o facă cât mai simplu posibil, de regulă printr-o bordură de beton.